Un bărbat din Mureș a înjunghiat fosta iubită, apoi a plimbat-o cu mașina prin orașul întregi, în speranța că în acest timp se va stinge. Vă atenționez că urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional. Gelozia se pare că l-a împins pe bărbat să-și atace fosta parteneră. Femeia a fost însă salvată la timp de doi polițiști care au văzut mașina parcată într-un loc nepermis și au hotărât să verifice ce se întâmplă. Când i-a văzut, victima a strigat după ajutor. Doi polițiști din cadrul secției 12 Poliție Rurală Luduș, în timp ce se aflau în exercitare atribuțiilor de serviciu, au observat un autoturism staționat pe DN15E60 în afara localității Iernut. În urma verificărilor efectuate, aceștia au constatat că în interiorul autoturismului se aflau un bărbat și o femeie, aceasta din urmă prezentând mai multe plăgi înjunghiate. De îndată, colegii au procedat la încătușarea bărbatului în cauză, solicitând în același timp un echipaj smurt pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Omul potrivit la locul potrivit, în sensul că am salvat o viață, mă bucur că victima este în stare conștientă la spital. Asta e datoria mea de polițist să salvez vieți. Pacienta este în stare generală bună, cu evoluție favorabilă, conform prognosticului medicului curant, în aproximativ o săptămână aceasta va putea fi externată. Vă reamintim, dacă sunteți victima violenței domestice sau martor la astfel de abuzuri, puteți cere ajutor la acest număr de telefon afișat pe ecran, 0800 500 333. Serviciul e gratuit și disponibil non-stop. În ajutorul victimelor sunt pregătite să intervină echipe formate din specialiști din mai multe instituții ale statului.